O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Mircea Eliade nu poate intra în competiție cu acei savanți de teren care practică dimensiunea zis științifică a antropologiei culturale. Acest fapt nu-l face însă imun la adevăr, mai cu seamă că în științele moi sau slabe, așa cum sunt definite științele omului, adevărul este o problemă de perspectivă și nu de detaliu. Dacă în fizica nucleară un detaliu poate arunca în aer aparatul matematic al teoriei, în antropologia culturală, istoria comparată a religiilor sau hermeneutica literară, detaliul poate fi uneori ignorat. Întâietate, având construcția intelectuală ce oferă o structură sau un pattern de înțelegere. De multe ori, filozoful sau istoricul religiilor poate fi mai în acord cu adevărul, care are o natură relațională, iar nu substanțială, decât savantul aplicat și pozitiv. Cred că așa stau lucrurile și în cazul fundamentalei cărți scrise de Mircea Eliade, intitulate Religii australiene. Varianta în limba română o datorăm lui Walter Fotescu, iar tipărirea ei editurii bucureștene Herald, care a publicat-o în colecția Arhetip. Eliade nu a petrecut 4 sezoane în cort, să zicem în vestul țării cât un continent. Antipozii nu i-au prilejuit vreo vânătoare de canguri și nici vreo luptă pentru supraviețuirea contra ferocilor dingo. Eliade nu a condus anchete țintite pe obiective antropologice standard, nu a participat la ritualuri de inițiere și nici la efectuarea riturilor de trecere în comunitățile de aborigeni. Și totuși, nivelul său de înțelegere a naturii și mecanismelor gândirii religioase a australienilor primordiali este unul superior, de o elevație în măsură a aproxima un adevăr spiritual care este atât de sofisticat încât riscă să scape unor studii antropologice aplicate. Pentru gânditorul de la Chicago, contrar tradiției neoromantice și viziunii evoluționiste, progresul meditației de tip religios nu a cunoscut o linearitate de la simplu la complex, de la primitiv la sofisticat sau de la arhaic la modern. Dimpotrivă, tiparul religiozității aborigene, chiar dacă ignoră selectiv istoricitatea, vădește o suplețe remarcabilă privind integrarea evenimentelor istorice decisive, doar că le plasează în memoria sacră a comunității, într-un fel de ilo tempore esențial. Pentru aborigeni, ceea ce contează cu adevărat nu este cronologia, datarea faptelor și fixarea narrativă precisă a personajelor memorabile, ci consacrarea pozitivității unor întâmplări și eroi prin plantarea semnificațiilor acestora într-un stadiu primar al timpului pur, unul neafectat de curgerea istorică și imun în fața accidentelor materiale. Sigur, ei operează cu o iluzie, dar asta e mai puțin important, deoarece relația cu nunc stans are mai multă relevanță decât paupera contabilitate cronologistă efectuată în maniera apuseană. Altfel, religiile australiene comportă și ele scenarii și comportamente tipice acestui pattern de gândire, precum zeii supremi, eroii civilizatori, riturile de inițiere și ritualurile funerare, instituția vraciului și așa mai departe. Asemenea elemente nu au însă vacuitatea neutră a factualității liniare, ci beneficiază de un prea plin ontologic lesne formulabil în narațiuni sacre constitutive. Mircea Eliade, idoma altor părinți fondatori ai comparatisticii în planul istoriei credințelor religioase, precum Dumézil și Otto, are geniul unei capacități de intuire rare, iar această forma mentis, îndelung exersată, îi permite să contureze cadre, structuri și funcții care primesc conținut și substanță empirică potrivit cu realitatea faptelor, personajelor și evenimentelor consumate efectiv în istoria punctuală. Pentru savantul de origine română, ceea ce este semnificativ, există în realitate, dar nu orice realitate ajunge să fie înălțată la demnitatea unei consacrări ontologice specifice timpului originar. Fără un tâlc transcendent, strămoșii, zeii și eroii n-au dreptul la memorie, ori în cazul aborigenilor și sistemului lor de credințe, importanța gestului creator și a instituirii civilizatoare rezidă în repetabilitatea ritualizată a sensului primordial. Despre aceste aspecte dezbate Eliade în superbul lui eseu Religii australiene.